Bună seara! Astăzi am emis ordonanța numărul 11 din 11 mai 2020, care reglează unele aspecte ce țin de continuarea unor măsuri adoptate în ordonanțele militare anterioare. Primul punct pe care doresc să vi-l prezint este legat de suspendarea zborurilor către Spania și din Spania către aeroporturile din România. Este continuarea suspendării care expiră astăzi și este valabilă până în 14 mai inclusiv. Al doilea punct este legat de exceptarea de la măsurile de carantinare sau izolare în funcție de simptomele COVID-19 pentru personalul navigant, fluvial și maritim care vine din porturi sau țări catalogate ca zone roșii sau zone galbene, în ipoteza în care acest personal navigant nu prezintă simptome COVID-19 și se încadrează în măsurile anunțate în ordonanțele anterioare, nu este obligat să intre în izolare dacă vine din state de culoare galbenă sau carantină din țările roșii. Vreau să precizez că această măsură este sinonimă cu cea adoptată pentru piloți și echipajele aeronavelor sau pentru șoferii camioanelor care transportă marfă. O altă decizie luată astăzi, care cred că aduce bucurie în orașul Țăndărei și în județul Ialomița, a fost aprobată solicitarea Comitetului Județean pentru Situații Speciale de Urgență Ialomița de a ridica măsura de carantinare pentru orașul Țăndărei, județul Ialomița. Dragi români, peste câteva zile se încheie starea de urgență și vom trece în starea de alertă. Aș dori să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și împreună tuturor pentru efortul, pentru tot ceea ce ați făcut, ca în aceste două luni de zile să fim responsabili, prevăzători și să avem grijă de sănătatea noastră și a celor dragi nouă. Știu că nu a fost ușor. Știu că ați răbdat și că ați depus eforturi pentru a vă proteja pe cei dragi și a avea grijă de cei din jurul dumneavoastră. Trebuie acum aici să transmitem un gând pios și condoleanțe celor care au pierdut pe cei dragi. Dar în același timp, trebuie să ne bucurăm că mulți români sunt astăzi printre noi și se bucură de viață datorită dumneavoastră. Fiecare ați fost un erou, fie că ați fost medici în prima linie și ați salvat oameni, fie că ați fost în forțele de ordine și ați protejat cetățenii și bunurile, fie că ați suferit în zone de carantină sau ați stat în izolare, fie că ați lucrat într-o brutărie și ați frământat pâinea cea de toate zilele, sau ați condus un autobuz de transport public, ori ați trudit la locul de muncă. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți un erou. Și împreună am reușit ca România să fie astăzi, la un nivel epidemiologic, apreciat la nivelul
Uniunii Europene comparativ cu alte state care au pornit de la același nivel cu noi la sfârșitul lunii februarie. Urmează o perioadă grea. Trebuie să o gestionăm la fel de atenți, pentru că este păcat să stricăm ceea ce am realizat în aceste două luni. Mai voiam să spun ceva de eroi. Eroi ați fost și dumneavoastră, bunicii și părinții, care ați stat acasă și ați explicat copiilor și nepoților dumneavoastră de ce trebuie să stea, să se păzească de o boală necunoscută, să nu se bucure de soare sau să nu meargă în vacanța de 1 mai la mare. Sau unii dintre dumneavoastră ați suferit nemergând la biserică sau în alte locuri în care vă simțeați bine și vă bucurați de cei din jurul dumneavoastră. Așadar, toate aceste eforturi trebuie să le analizăm, să le cântărim și să decidem împreună că trebuie să fim extrem de vigilenți, extrem de responsabili și în continuare, pentru că acest virus nu ia pauză, nici nu se odihnește și nici nu intră în vacanță. Mă bazez pe efortul fiecăruia dintre dumneavoastră că în continuare vom avea grijă de sănătatea celor dragi și de sănătatea tuturor. Suntem cu toții ctitori la o pagină importantă din istoria României. Vă mulțumesc tuturor pentru efort, pentru dăruire și patriotism. Dumnezeu să binecuvânteze România. Multă, multă sănătate!